10:30. În fața blocului nimeni altul decât Lorenzo, bărbatul fatal. Ei, ce faci, bună? Bună. Ce faci? Bine. Dar ce ai pățit? Ce-i cu tine? N-am pățit nimic. Ce să pățesc? Cum n-ai pățit nimic? Dar eu nu văd ce e aici. Au, termină! Băi, stai un pic. Tu ai arcada spartă. Asta e punct de bărbat. Mai zic. Băi, am spus până adevărul. Care e problema? Ți-am spus de 100 de ori. Aflat bărbatii și care e problema? Și ce morții lui vrea? Și uite ce mi-a făcut. A aflat de noi. Și uite băi, picioare, ți-am spus orice problemă e să mă suni. De ce nu mai suni? Păi, ce făceam? Te sunam să... Ce să faci? Tu vrei să-l mut de aici, din cartier? Nu, cred că m-am gândit mai bine, ar fi mai bine să nu ne mai vedem deloc. Băi, stai. Deci nu glumesc, te rog frumos, tu știi foarte bine că mi-am lăsat familia din cauza ta, ți-am spus că orice s-ar întâmpla, trebuie să fie a mea. Știi bine că te iubesc și țin la tine, te rog eu, ascultă-mă, uită-te bine la mine, știi foarte bine. Te rog, hai, sărută-mă și hai să ne împăcăm, te rog eu, hai. Hai să facem ca să fie bine, deci te rog eu pentru mine. Hai, ia-mă în brațe și gata, hai, te rog, ia-mă în brațe și gata, hai, te rog eu. O să vezi tu ce surpriză o să ai și o să ne petrecem seara asta. Iată în ce beleală a băgat Alexandra pe soțul ei. Să fi spus această minciună de frica soției lui Lorenzo, care a amenințat-o? Sau vrea să scape de soțul ei și nu știe cum să facă? După o jumătate de oră, ajunge la Vila Galbenă, la care a mai fost cu o zi înainte. Dar ce mi-arăți? Ce e de jumătate? Ce? O casă. Păi o văd, dar... Este cadoul tău care tot ți l-am promis. Vrei să spui că asta o să fie casa da, mea? Da, asta este casa mine? Ta, da, și pentru tine am luat. Deci... Îți place? Ba da, este al tău. Serios. Deci nu mă așteptam la așa ceva, jur. Deci nu mă așteptam. Serios, uite, pentru tine are două dormitoare mari, superbe, are un living mare, două băi, are, ai piscină, ai tot ce vrei tu. Și de restul lasă-mă pe mine, că mă ocup eu și de bărbatul tău ăla. Trimite eu băieții și am grijă de toți. Voi ați auzit, mă, ce a zis? Trimite repede pe cineva după soțul Alexandrei. Știu că lucrează la o firmă de curierat, vă trimit acum locația. Mă duc tot eu, le fac pe toate. Cât de ușor poate fi cumpărată această femeie? O mașină, un apartament, bani pe mână și mai nou o vilă. Dar oare cu ce preț? Amenințările lansate la adresa lui Marian îi pun pe jar pe detectivi, care îl monitorizează pe bărbat la locul de muncă. Salut, băieți! Salut! Asta salut. E mașina mea și vreau să plec și eu. Și care e problema? Voi vedeți ce se întâmplă acolo, interveniți, nu-l lăsați să-l bată! Stai liniștit că intervin eu, n-o să se întâmple nimic! Hai odată, vrei să se întâmple ceva? Nu-i face, mă, nimic! Vreau să plec și eu cu mașina. Așa. Culcă! Hai odată! Hai că mă duc acum! Băi! Mă dai neamă? Mă dai, mă? Ce e? Din nou, detectivii intervin în forță. Ai pățit ceva? Au! E rău, frate! Pentru că nu mai e nimic de aflat, punem punct filajului înainte de a fi prea târziu. Temerile doamnei Teodorescu, mama lui Marian, au fost întemeiate. Doar că acest caz este mult mai complicat și mai grav decât și-ar fi închipuit ea și este departe de a fi rezolvat. Primul pas este aflarea adevărului. Haideți că ne așteaptă o zi destul de grea. Vă aștept cu emoție. Emoție mare pentru că nu știu ce s-a rezolvat. Să știți că eu mi-am făcut treaba, dar din păcate veștile pe care vi le aduc nu sunt chiar bune. Nu sunt bune, nu? Aș vrea să vorbesc vedem, cu doamna. Da. Păi vedem acum, să vedem ce aflăm și ce... Să rot mâna. Bună ziua, domnul Ernest. Să rot mâna. Cum e? Bună, treaba nu e prea... Să vede după fața dumneavoastră. Eu zic să te calmezi, să te liniștești. Păi înșeală, mă. De unde știi că înșeală? Ai răbdare un pic. Ea că ai spus domnul Ernest că nu e bine, e clar că înșeală. Nu e bine, depinde ce înseamnă pentru dânsul. Este exact cum a bănuit soția dumneavoastră. Vă spun cu părere de rău. Mai să te pui contra. Vreau să vă arăt
O zi normală, o dimineață normală, banală, din viața tinerilor. Hai să mergem și noi! Să ne distrăm și noi cum ne distrăm odată. Când eram tineri? Da. De-aia ți-a luat ținută asta așa pe tine? Da. Haide, scoate-mă și pe mine undeva. Mergem la mama acasă. No, nu cred, deci nu cred. De ce? Deci pe bune la maică ta. Păi deci pe bune ne-ai invitat la ea la masă. Deci pe bune la să mergi la maică ta. Ne-ai invitat și ea la masă, facem păi un grătar și... Păi și eu vreau să mă distrez, merg la maică ta să mă distrez păi așa. Păi mergem data viitoare. Pe bune? Weekendul viitor mergem în club. Doamne, știi că nu înghit pe maică ta. Deci te rog frumos. Acum faci tu nefut. Nu, eu vreau să merg să mă distrez. Păi mergi data viitoare. Deci interesul ei ăsta era ca să se ducă să ce să o ducă în club. Că în club să clubuia, să buricea, să nu știu ce. Auzi, știi? Mai trebuie da. Și din astea, nu mai fi așa. Tot să strângă, să muncească, păi, să facă, nu, să dragă. Dar mai tu trebuie nu l-ai și văzut și pe Fimiu, că nici nu mi-a luat apărarea când a zis că maică ta, nici nu suport pe maică ta. Dar ce i-am făcut eu, bre? Păi cum să nu mă deranjeze, domne, că am primit-o întotdeauna. Cu i-am pus masa, i-am strâns masa. Dar mi-a spus că nu v-ați înțeles de la bun început. Nu ne-am înțeles, dar nu ne-am jignit. Dar a acceptat-o, adică a acceptat-o ca... Nu, am acceptat-o că... Bănuiesc că nu vă așteptați ca... să vorbească foarte frumos despre dumneavoastră acum. Asta e clar. Sincer. Deci asta e o chestie reciprocă. Tu da, da, pe mine despre mă ea... deranjează că fiul meu nu mi-a luat apărarea. Fiți atent un pic. Ea pleacă de acasă, ajunge la locul ei de muncă. Da? Discuția este în limba italiană. Mai pricep și eu așa, nu toate cuvintele, dar mai pricep să știți. Foarte bine, că nu înțeleg mare da. Lucru, dar fiți atent un pic. Alessandra, ce succeso! Alessandra, ce se întâmplă? A avut un pic de probleme. Are probleme. A decis-o de dismettere. Perché? Mio marito ha deciso di non... Mi ha detto di non venire più al lavoro. Și că soțul ei a decis... Să nu mai vine să lucreze. Până la urmă, fătuca asta pleacă dimineața, vine noaptea târziu acasă. Ea vine cu banii în fiecare lună și înseamnă că are pe altcineva, un sponsor ceva, păi, care asta, îi dă asta, bani. Asta e clar. Unde merge de dimineața până seara? Ce face de dimineața până păi, seara? Te las să zic acum, domnule Ernest, că mi-e rușine de dumneavoastră. Amantul ăla care l-ați descoperit dumneavoastră. Cine poate să fie altcineva? E clar că e un sponsor. Și-a dat demisia, și ăla o ține pe bani. Băiatul ăla cu care umblă e mult mai bogat decât fiul dumneavoastră. Ce faci? Bine. Ești bine? Ce e cu să tine? Zicem. Asta, mă. Unde vrei să muncești? Știu, dar mă simțeam bine acolo la traduceri, la birou acolo. Hai, mă, n-ai văzut cum se holbează toți la tine acolo. Hai, mă, să fii serios. Mă, încetează! Ei, n-ai văzut și Marius ăla cum se uita pe la tine, n-ai? Hai mă, termină cu prostiile astea. Hai mă, te rog frumos, lasă astea, nu mai... De-aia bine nu mai lăsat-o să mă duc? Da, de asta bă. Ce om își permite... Păi o fi un om, dar face, de fapt. Pe niște bani, că mi-a spus că ea aduce bani în casă, nu? Da. Probabil ce om își permite să... Prosperă o afacere... Afacere mare, cine știe cine e ăsta? Dumneata știe cine e ăsta? Și-și permite. Eu vreau să știu să-și spunez. Eu nu aș vrea să am de-a face cu omul ăsta. Adică, cine e omul ăsta? Destul de periculos, să știți. Ia și ia ce vrei tu. Hai, te rog. Da. Hai și du-te unde vrei tu. Hai. Hai, mă, nu fi așa. Ia, hai uite și du-te unde mă, vrei tu. Hai, te rog eu. Ți-ai dorit o mașină? Ți-am luat mașină? Ce ți-ai dorit? Ți-ai dorit un apartament? Ți-am luat? Ce mai vrea ce eu? Ți-ai dorit mașină? Ți-am luat mașină? Da. Ți-ai dorit apartament? Ți-am luat apartament? Noi credeam că ea are mașină de la servici. De la firmă, și da. Conduce mașina firmei. Noi așa știam treaba asta. Dar era mașina lui ăsta. Asta să vedeți băiatul ăsta ce hram poartă. Ia uite la el. Te aveți, Bahtalo. Să treci, boss. Ce faceți, băieți? Bine, bine, boss. Problema că trebuie și logajul, că ai trebuit de la mine. Ai beșercate cu etajul Coștar. Coștar, beșelopre. S-a aflut Sadam Predele, este sopă nervos. În primul rând, deci le schidai în sile să-i lană chiar cu gau. Si scumpă o chiar, adică... Asta e amantă. Oamenii se cred în vestul sălbatic. Ce, mă? Bine, mă, bună ziua, bună ziua, domnul Dragomir. Ce faceți? Bine. Ce faci cu banii mei? Eu să-ți dau. Când te duci la o bancă, îți dă 10.000 și toți 10.000 dai înapoi. Bă, mă, zic, ai casă, ai mașini, ce faci? Trebuia să-mi aduci banii, nu? Șeful. Termină, mă, ce? Deci, dacă nu se rezolvă cu banii, în două zile, cu toată dobânda noastră, noi îți luăm copiii de la școală, ai înțeles? Deci dacă tu asta nu vei rezolva cu banii, nu vei avea de face cu băieții mei. Vai de mine, domnul Iertes! Să mișto, să mișto, mală că te leche puf! Ce ne-a băgat pe noi? O să ne fie frică să dormim noaptea. Ziua amiază mare. Nu s-a oprit nimeni. Scoate-mă în...
Nu s-a oprit. Dumneavoastră v-ați fi oprit? Nu. Nu m-aș fi oprit. Trei gealați din ăștia cărbați, nu v-ați fi oprit? Ți-ai dat o mână de ajutor? Aoleo, și știe și adresa noastră. Știe unde stăm. Știe totul despre noi. De la ea știe tot. Ne-a nenorocit. Mi-e frică de oameni ăștia. Vă spun cinstit. Nu știu ce se poate întâmpla mâine, poimâine, ați în văzut viitor. Acolo Haba ce se poate întâmpla. Ascultă-mă ce spun. Îi spunem lui Marian, domnul Ernest îi arată toată situația care este și după aceea ăsta s-o ia, s-o ducă, divorțează și terminăm povestea. Ca să divorțeze dintr-o dată de femeia iubită este greu, dar să sperăm că Marian va înțelege cel mai important lucru, că viața lui este în pericol. Ajuns, Marian. Mariane! Ce-ai pățit, Mariane? Ce înseamnă asta? Ce-ai pățit? De la Canal de suntem, ochii din umbră. Ce căutați voi la mine în casă? Hai că problema e groasă. Ce înseamnă asta? Noi i-am chemat, Mariane. Dar întrebați-l ce a pățit aici la frunte. Și la frunte ce? Întrebați-l ce a pățit. M-am bătut cu unii pe stradă, pur și simplu. M-a atacat la mașină și m-a bătut. Și dacă eu pot să-ți demonstrez că oamenii au fost puși să te bată. Dacă cum vă arăt adică asta? Oamenii au fost puși să mă bată? Hai, recunoști cumva pe ăștia doi? Ah, deci sunt Săbaromanus. Da, țocărăvă, că da le lovență, avusar. Că le pe lela mea, dar cu dobândă te cu dobândă, că cu cazinou, că ruleta, cu pucănele, că s-ar urgenez. Avem? Păi și asta înseamnă că sunt puși de soția mea? Asta înseamnă că e pericol pentru tine și pentru noi. Nu ți se pare o coincidență că eu i-am filmat pe ăștia când te bat pe tine și pe altul? Cum ar fi ei că motar, poate m-au înșelat. Poate m-au înșelat cu altcineva, a vrut să bată pe altcineva. Mariane, care are datorii la ei. Dacă eu ți-arăt că omul ăsta e în compania soției tale, încep să crezi în ceea ce spun eu? Și foarte bine, am luat apartamentul ăla pentru noi doi, nu doar pentru mine. Ai înțeles? Deci te rog frumos. Vreau să ții bagajul și să plecăm. Gata. Mi-ajunge cu prostul ăla atâta tot de ferit evri până când. Păi zic că nu mă mai iubesc și gata, ca să știu ce fac. Sau ce vrei? Vrei să iei tu peste el? Sau ce vrei? Vrei să trimit o mână? Dar ți-am zis că nu poți să... Așa e. Băi, zi-mi dacă vrei să scap de el. Zi, vrei să scap de el? Spune că trimit băieții imediat și scăpăm de el. Gata, lăsați-mă. Lăsați-mă în pace. Sunt multe alte lucruri pe care ar trebui să le vedeți. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace, da? Ok. Hai. Nu știți de ce fiul dumneavoastră și-a luat bătaie? Știți de ce? Nu. La un moment dat, așa, Alexandra, da, se întâlnește cu amantul ei. Au, termină! Băi, stai un pic, tu ai arcada spartă. Ăsta e pumn de bărbat. A dat ăsta nenorocit în tine. Uite ce morții lui vrea? Uite ce mi-a făcut, a aflat de noi! Și uite băi, rup picioare, ți-a spus orice problemă e să mă suni. Mincinoasa pământului, firarea să fie de mincinoasă astăzi și mâine. Iar omul ce a făcut? Și-a pus gealații să-l aranjeze, să-l coafeze bine. Măi, Mariane, măi, păi tu crezi că faci ce vrei tu? Cum o să ai și 100 de ani, mă? Și 100 de ani poți să ai! Eu sunt măta și până când doi să mori, tot măta sunt, să știi! Și cât ai de gând să țip la mine? Cât ai de gând să țip la mine? Nu vreau să țip la tine, nu vreau să vorbim calm. Situația care e? Ce situație e? Că te-ai așa la și asta nu am crezut, ai văzut. Acum n-am văzut. Acum ce vrei să faci? Te duci la mănăstire? Nu mă duc la mănăstire. Dar ce faci? Trebuie să vorbesc cu ea. Ce să vorbești să cu ea, mă? De ce m-a înșelat? Pentru că nu te iubește. Sincer să fiu, mi-e frică de individul ăștia. Eu am avut mai de mult un coleg care a murit din cauza unei altercații cu genul ăsta de cămătar, de cu ce să vorbești cu ea? Ai văzut-o cu ea, că e cu el? Ce să vezi? Ai văzut că stă cu el, că i-a luat apartament, că i-a luat mașină, că a scos-o din servici. Ce vrei să mai vezi? Te-a ascultat ea vreodată pe tine? Ai făcut ea pentru tine un ceai vreodată? Ți-a făcut ea ție ceva? Nimic! A venit chiar noaptea la două acasă și ai stat ca prostă și ai crezut-o. Că nu mai pot! Nu mai pot, că le-am văzut toate și n-ai vrut să înțelegi nimica. Ești singurul meu copil. Eu vreau să trăiești. Ai înțeles? Termin cu ea. Nu vorbești nimic cu ea. N-ai ce să vorbești cu ea. E greu. E greu, dar trebuie să înțelegi că e greu. Și să fii bărbat în momentul ăsta. Și să nu te întorci înapoi. Ai înțeles? Mi-e teamă în primul rând pentru el. Pentru el că e fiul. Uite-te la dovezi și o să-ți treacă ideea asta. Are să-ți treacă dar imediat. Dar ce are de gând, doamnă, să facă? Să vorbească cu ea. Vino un pic, te rog frumos. Omul ăsta e căsătorit. Are 3 copii. Nevastă sa știe foarte bine de existența Alexandrei. Bă, mamică, de ce umbli tu cu ginerii mei? De 6 luni stai aici pe un bloc. De ce umbli tu cu ginerii mei? Ce-i tu de la el? Păi are familie, are copii, nu poți să-ți vezi de treaba ta. Ce are 3 copii acasă, păi
pe care ești! Doamne, 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 cum să umbli cu un... cu un... cu un surat și cu trei copii? Vreau să mă duc la soția lui individul ăsta. Unde vrei să te duci? Vreau să mă duc la soția lui individul ăsta. Unde vrei să te duci? Mariane, Mariane, revină. La domnul Marian. Vrea să vorbească cu Narcisa. Tu e șeful, facem cum zici tu. Dar aș vrea să, să o abordez pe doamnă. Îi spui exact cine suntem, îi spui exact ce, ce am făcut. Îi spui că a fost filată și ea și bărbatul. Îi spui că a fost filmat bărbatul în momentul în care îl bătea pe unul pe stradă. Și ca să ieșim cu toții echitabil din povestea asta și neșifonați, să ne întâlnim undeva, o să-ți comunic eu locația. O să le spun adevărul și vedem ce iese. Vrei să pleci cu el? Da. Da? Da. Mariane, ești hotărât, eu da? Eu sunt hotărât să plec. Da, mă duc cu băiatul meu, mă duc cu copilul ești meu. Ești inconștientă da. Și tu? Da, îi sunt inconștientă. Du-te acolo și culcă-te. Ce s-a întâmplat? Păi uite că eu merg cu el, acolo unde merge el, să vorbească cu doamna aceea, Narcisa. Dacă facem treaba asta, o să o facem în termenii mei și în condițiile mele. Nu da, exact cum da, vrei să da, o faci, da, da, înțeles? Da. Nu avem noi cum să ne punem cu ei, suntem mult prea mici. Ai înțeles? Da. Hai să mergem. Până la urmă, frica este un sentiment care uneori te poate copleși. Cert este că cea mai curajoasă este mama lui Marian. Pune-te în situația mea, ce vrei să fac? A fost așa de încăpățânat, tăi că tu se mea. Efectiv cu el. N-ai crezut nimic din ce am spus eu. Întotdeauna m-ai bruscat, întotdeauna m-ai certat. Păi și tu mai trebuie să mă înțelegi. Eu te înțeleg, mamă. Știu că suferi. Dar trebuie să fii... să suferi în tine, mamă. Să n-arăți nimănui că suferi. Și mai ales ei. Pentru că tensiunea este ridicată în ambele tabere, este nevoie de atenție și precauție. Tocmai de aceea, întâlnirea are loc pe teren neutru, în loc deschis. Haide, mai că o să ne ia... toate televiziunile, o să ne vadă toată lumea, toate țigăninile. Hai da, uite, mamă, ăla e românul ăsta, frică. O, mamă, vezi, cadea madre cu mașcu. Lasă-mă, mamă! Vezi, mamă, lasă-mă! Haideți-ne liniștim că nu v-am adus aici ca să ne luăm la bătaie. V-am adus aici ca să stăm de vorbă. Înțelegerea a fost că discutăm civilizat. Am avut o înțelegere și nu aș vrea să aduc imaginile alea. Nu ești bărbatul la omul n-are nicio vină. Păi ce n-are nicio vină? Păi tu de ce nu știi bărbat? Păi tu mești și tu. Păi bărbatul meu e bărbat. Păi și eu am trei copii. Hai trei copii. Lasă-mă, mamă, lasă-mă. V-am adus aici ca să discutăm civilizat. Păi tu, bărbatul, parcă am avut o înțelegere. Parcă am avut o înțelegere. Tu nu-ți vezi și tu femeia că pleacă noaptea. Dacă nu știi ce să-i faci. Lasă-mă, mamă, ce am avut o înțelegere. Dacă nu ne putem înțelege ce să mă înțelegi și mă de aia? Păi și tu nevasta să pleacă la mama, bărbatul să pleacă la mama, pe datul. Așa sunteți voi români. Lasă-mă, mamă, să-mi zică omul ăsta aici. Ce să zică? Țineți bărbatul acasă. Haideți să ne calmăm. Haideți să ne calmăm. Nu pot să mă calme, spune-mi și mie, tu nu știi, dar tu nu vezi când pleacă femeia la noaptea. Se duce la apartament. Sunteți în aceeași situație. În casă, eu dorm cu ea în pat. Unde dorm cu ea în pat? Păi doarme cu mine. Păi cu bărbatul tu stă ziua, dar noaptea stă cu mine. Tu n-ai văzut doamna, ai văzut doamna. Ziua e singură, noaptea e singură, că bărbatul tu cu mine. Că ține ce acolo cartele. Și tu n-ai văzut că a venit acasă bătută femeia ta. Hai să nu discutăm despre bătaie, da? Foarte bine cu ce se ocupă bărbatul tău. Chiar n-aș vrea să aducem în discuție treaba asta. Am înțeles, dar am și venit aici, okay? Ca să vă... am avut o înțelegere. Problemele, că vreau să nu aibă probleme bărbatul meu. Hai să ne înțelegem atunci. Tu de la cine putere, în plină zi, ai luat-o la bătaie pe femeia aia? Pe bărbatul meu, am copii acasă, am trei copii. Are trei copii acasă, are familie. Era bătaie pe aia, dar nu vii să-i spui lui. Păi cum te spui? Și reproșezi lui, scoți ochii pe aici. La noi în familie nu se stă de vorbă cu al bărbat. Hai mă, că veneai cu el, nu veneai singur. Îl trimitai pe el. Hai pe bune, îl trimitai pe frate tău. Se găsea o cale. Nu veni să ne scoți, că noi da face cu niște fraie. Nu există așa ceva la noi. Iar omul nu se stă de vorbă femeie cu alt bărbat.
Bun, veneai înțelegi? Tu, da? Te trimitea sorta pe tine și veneai tu. Deci hai să nu ne scoatem acum ochii că el de ce n-a făcut, da, de ce n-a adresat, de ce n-a știut, da? N-are rezultat că o avea niciun pic de dreptate. Mi-ai zis că vrei să te vezi cu ea. Cum? Vrei să te vezi cu ea ca să ce? Ce vrei să vorbești cu ea? Vreau ce face ăștia. Sudul la un capăt. Hai să ne înțelegem. Nici bărbatul tu nu-i ușa de închinat. Păi e bărbat. Păi și dacă e bărbat, e bărbat. Și trebuie să ducă cu alta dacă el are trei copii acasă. Păi așa e bărbat. Așa e, la voi. Nu știi că bărbatul tău. Bărbatul tău. Bine când stai în pat și-ți dă vreo boală ca luat de la vruna, îți convine? Lasă-mă, nene, cu bolile tale. Dă bol, te mănâncă și femeia ta cu bărbatul. Asta e, eu nu am știut. Problema e că bărbatul tău nu o lasă în pace, înțelegi? Nu poate să-ți explic eu. Păi explică-mi, da. Păi am urmărit-o la bloc. Așa, și-ați bătut-o. Am găsit-o la bloc. A bătut-o fata mea, avea tot. Bine a făcut. Îi mănâncă bani. Are trei copilași. Nu mai aduce nimic acasă. Absolut nimic. Te cred. Exact, efectiv, am ajuns să-mi jumol părul din cap. Din cauza lui fetița da, asta. Da, mamă, eu te cred. Bărbatul tu vrea să te lasă pe tine și copiii n-are tăi? N-are cum să lase pentru bărbatul, ea? Nu lasă bărbatul, că bărbatul lui copiii tot, și bărbatul ne lasă tot, pe noi pentru pe doi de-ai lui să-l bată pe omul ăsta, știi asta? Nu vreau să aibă probleme, bărbatul meu are acasă copii. Poate chiar nu toată viața, el toată viața asta după copii și după nevastă, nu e altă femeie. Cum vine asta? Adică omul are acasă copii, ea în seara îi pupă, așa iubește e la noi. Și bate oamenii, rupe e oasele. Până la un fel cu el, că nu mai e de trei trei meu Dumnezeu. Nu e vinovat și a fost bătut de toți prietenii sau gașca lui ginerul tău. Păi eu nu vreau să se ajungă nici la crimă, nici la păi omul. Păi ăsta e în fare, ginerele matale, eu e stare să facă crimă să-l omoare pe băiatul meu. Eu nu vreau băiatul meu să moară pentru o cum e. Ia-o și două. Spălați-vă cu ea că păi ce să faci? Păi eu, e fata mea. Nici a mea. Păi asta e fata mea. Eu am băiatul, băiatul a văzut astăzi ce s-a întâmplat. Eu l-am chemat pe Ernest ca să-l urmărească, să văd ce se întâmplă în casă, că am simțit că e ceva. Eu am urmărit-o mereu, să știi, și la loc acolo și unde de ce n-ai spus? De ce n-ai spus? Păi am cum zis-o, prins-o întund în cap. De ce s-o tunzi în capre? Dar mi-a spus multă lume, nu făcea ce că ajungi la pușcărie. De ce nu mai urmărit-o pe ea? Trebuia să urmărești unde stăm și noi, să fi venit să ne fi spus. Omul ăsta vrea ca familia lui să fie lăsată în pace. Omul ăsta vrea ca bărbatul tot să nu se atingă de un fir de păr de-a lui, de-al familiei lui. Păi să-și ia femeia și ca, eu nu sunt bărbat. Ca Alexandra să dispară din viața soțului tău. Vreau să-și o ia de tot. Bun, hai să facem cumva să ne înțelegem. Dumneata le știu femeie la locul dumneitare. Bineînțeles că sunt. Păi nu vreau să fac scandal. Vrei să-mi bag băiatul la pușcărie, să ajungă copilul meu la pușcărie? Că se ducă, dacă matale vrei să-ți iei ginerile înapoi, ia-ți-l. Dar eu... Păi cum să nu le-au trei de Dumnezeu? Păi are trei copii, pe cine mai apai femeia de? Păi da, mamă, ia-ți-l. Dacă ea l-a luat de la 13 ani. Are băiat de 13 ani, are fata de 10 ani, are ăla micul 6 ani, ce să fac cu copiii ăștia? Ți-i aduc și ți-i pun ție în bătăpână. Dar mie de ce? Ce vin am eu? Păi am dacă nu-i atitudinea cu băiatul tău, cu vagabonda asta... Cu vagabonda asta, să-i aduc, eu ți-i aduc de mitale. Mie nu mi-i aduci deloc, că eu n-am ce să fac cu ei, nu i-a făcut cu mine. Îl iei pe ginerii tot și l-a duce acasă. Vreau să vă uitați peste asta. O lovesc e 130.000. Mamă, îmi plăci urma, că m-am tălat la vașa Alexandra. Aolo, a cumpărat casă la româncă și copiii mei stă acasă, n-au ce mânca. Tu pași curdăresc, nu cărezc. N-ai mișto. Ai s-o de la unde să-mi dar codolă Alexandra tine. Barion, om lângă crasă, mișto. N-ai mișto. S-o camesc, camesc de cramură viață. Nici mârstea de-a tu te gaci. Aolo, Doamne, ce face românca asta, vezi? Da, aolo. Aolo. Vezi ce face românca asta? Uite-te un pic, filmează-i brățările de aur de la mână și copiii n-au ce mânca acasă. Când aud chestia asta, nebunesc, fratele. I-a luat casă la românca. Învârtiți mașinile luxoase de parcă ar fi breloc de chei, nu? Și n-are ce să dea la copii de mâncare acasă. Trește de casa, câte camere, câte camere are casa aia? N-are ce să dea la copii de mâncare. Bărbatul bate oamenii în plină stradă, așa? Să ducă la pușcărie să lase copiii mei singuri din cauza la româncă. Să de cu el dacă știu ce se întâmplă. Pentru că el o iubește pe norul mea. O, păi și el. Cine o iubește pe norul? Ginele dumitale o iubește. Păi și fiind o iubește, că dacă e un bărbat... Fimiu nu e genul ăsta. Fimiu mi-a făcut toate plăcerile, înțelegi dumneata? Păi toate plăcerile i-a făcut. Păi exact. I-a fost prea de-aia bun cu ea. A fost acest... prea bun să cu ea. Să duce cu el de mână. Și ginele dumitale e mort după ea. Că dacă n-ar iubi-o, ar și-ar lăsa-o. Dar el o iubește cu sufletul. Învață-ți copilul, te rog frumos. Eu mi-am învățat copilul să o lase.
Asta mi-am învățat copilul și să nu mai audă ea. Doamnă, și vă mai întreb altceva. Când unul vine și aruncă cu banii așa, îți dă mașină, îți dă casă, îți dă tot, cine nu s-ar uita la el? Păi dacă s-a urcat pe el, nu-i dai, nu i-a dat bani, normal, trebuia să-și vadă de câte femei ar fi spus, hei, știi, nu, pe mine nu mă interesează banii tăi, nu mă interesează că câte de vârsta ei, câte? Itade! Deci până la urmă, haideți să știți adevărul uite, până mama, la capăt. Uite, casă la român, bravo, mai, lasă! Uite! Nu le-a luat căcărbică? A luat acasă, hai, la român, să vezi, la casă, la și copiii mei să singur, mamă! Le la nete hucle azi la sandică, de la mine, și la mine cu pușcarea ca doua. Trebuie să ne înțelegem cu ea, trebuie să obținem cumva de la ea o garanție. Da, să ne dea o garanție ca să... Ce să-ți dea, mamă? Ca să nu avem probleme, mamă, cu ei mai târziu. Te fac mamă acum, mamă, rămân fără tată la copii. Va pleca cu românca cu banii la copii, mamă, ce fac? N-am mai rău, că rovesc de ibe, rovesc, te janez. A bătut românul să facă pușcărie, nu se gândește, mamă, că lasă copiii aia singuri, mamă, aolo. O minte aia. Ce fac eu, ce fac eu, mamă? Corindar al tutar. Arăs-l pe... Cam să dați dumale la peașcar. Ma, Meclis, îmi place. Janes? N-ai nici rusul de dezi dumale gaje. Să dame dumale să că să mă șovar de jur. Maică, ai mers mai pur. Ia Janes, să dau dumale racle. Mișto de. Meclis, să dau dumale. Mama mică, ia vino, te rog eu frumos. Te ai rog grijă eu ce frumos. Negociezi. Tu ești bărbat? I-a luat și casă, i-a luat și masă. Te rog păi eu frumos, dacă mie. Nu o stăpânești. Mi-a luat mie? Să nu au gura lui maică ta. Păi mi-a luat mie te casă. Din pat. Eu pe tine te iau că nu ești bărbat, dacă mai ții lângă tine, dă-i drumul să ducă. Aolo! L-am filmat pe băiatul ăsta în momentul în care îl amenință cu moartea pe el. L-am filmat pe băiatul ăsta făcând mai multe măgări. Bagă la pușcărie, domnule. Nu, eu vreau altceva. Eu vreau ca lui să nu i se întâmple nimic, eu vreau ca dânsei să nu i se întâmple nimic și soțului dânsei dacă să nu i se întâmple nimic. M-am promis, doamnă, că nu se întâmplă nimic. Dar ce garanție avem? Doamnă, dacă dumneata le băiatul tău și ești femeie, adevărat să pui piciorul în prag, puneți și dați-i drumul să se ducă, să o ia altă, că el nu o să ajungă să stea nici în casa aia. Că eu am nepoți, am familie nu, mare. Nu, mamă, pe mine nu mă interesează de ea, eu ți-am spus. L-am iubit, am știe toată lumea, am iertat, l-am așteptat. Jana, nu, am ieșit de cuvântul lui, m-a cu bătaia de focul la lui și uite să îl bage românul la pușcărie, vezi? Fii atentă că am primit un telefon. Bărbatul tău, în momentul de față, e cu Alexandra. Hai să mergem la ei. Te rog stai eu frumos, telefon, du-mă la ei. Sunt cu Narcisa. Vreau să-mi promiți că eu nu se întâmplă nimic cu oamenii ăștia. Te rog eu, du-mă la bărbatul meu să stau de vorbă cu Narcisa aici. Nu știu dacă te-a sunat celălalt echipaj, că am venit și cu familia lui aici. Zile să mă ducă la bărbatul întâlnit. Meu, te rog frumos să stau de dacă vorbă vin, cu vin și cu ei și o să iasă destul de urât. Ai suficient oameni acolo? Gândește-te că am copil așa acasă. Puteți să-l stăpâniți pe soțul dumneavoastră, că dacă nu eu chem poliția. Nu e nevoie. Ok, ghidează-mă și vin către tine. Eu am divorțat de ea. Am terminat. Mamă, hai să mergem după. Nu te doresc, veniți un pic, vă rog. Nevastă ta e împreună cu ăsta, cu Lorenzo. Am înțeles. Ea vrea să meargă acolo să dea ochii cu bărbasul. Dacă vrei să faci asta bine, dacă nu, eu te înțeleg. Băi, dedicați că și ați luat-o pe lestri. Ho! Macadea, grapa strică treaba. Niciodată nu te grăbi. Băi, calmă pacientul că rezolvizează. Mergem și vedem. Ok, haideți. Doamne, ferește. Urcați în mașina din spate și vă țineți după.